Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De fapt, asta o să fie un tutorial. Astăzi vă voi arăta cum să faceți trofee în Brawl Stars mai multe și mai cât mai ușor. Deci, dacă m-ați văzut partea a doua, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Am făcut în partea întâi, de fapt, nu în partea întâi, într-un videoclip, nu mai check, deschid Mega Box și Big Box, dar nu mi-a picat absolut nimic. Este foarte trist că nu mi-a picat. Deci, frate, prima dată am deschis un Mega Box, frate. Ok, aici o să câștig un Mega Box, 8 bit, iar un Mega Box, EMS, aici și... Da, ok, în fine. Și trebuie să, zicem, trebuie să vă luați un brawler care are rank mai puțin, dar power mai mult. Să zicem, uite, Dynamite, să nu fie ca Shelly, da, cu rank 20. De exemplu, Dynamite, pe cine mai am cu rank mic? Carl, că nu l-am. Ok, o să mă luăm pe Dari și mă duc la Showdown, da? Mergem la Showdown și apăsăm pe solo. Dar puteți și pe duo, doar că el ăla care este al doilea poate să nu se ascundă și e mai bine pe solo, ok. Și da, vă luați. Ok, și vă duceți aici în, da, stai, da, mai luați ceva, dacă vedeți voi. 1, 2, bă, de 3 ori, ce tare. Ok, și practic trebuie să stați aici, să nu vă vadă. De exemplu, uite, Piper, eu pot să omor în 2 secunde, pentru că ea nu pușcă de departe și na. Da, m-a văzut ăla, da, lasă că nu nimic. Ok, ia uitați ce cât deja s-a făcut, frate. Bun. 4 brawler, mai sunt 4. Lăsăm aici 3. Lăsăm aici băieții să se bată și facem așa mai ușor trofee. Deci măcar 7 faceți. Ok, Showdown. Băi, frate, avea 9. Ok, tare. Aș 8 trofee. Da, 8 trofee. Am crezut că o să ne dai 6, dar ne-a dat 8. Ok, super tare. Să-și câștigă medalii dacă este super. Da, și cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share și prietenilor voștri. Și pe cine, pe care prietenii mei veți, spuneți să intre la mine pe canal. Și puteți să-mi ziceți în comentarii ce fel de videoclipuri, cu ce să postez. De exemplu, cu Brawl Stars să postez și da ceva mai interesant, cum să faci trofei și mai multe, mai repede. Ok, bye!